La Colegiul Național Silvania din Zalău, pregătirile pentru începerea noului an școlar sunt întoi. De la reparații curente, igienizarea sălilor de clasă, a grupurilor sanitare și a sălii de sport, la achiziția de bănci modulare, tehnologie necesară școlii online și dezinfectanți, conducerea colegiului s-a gândit la toate, astfel încât elevii să fie în siguranță. Directorul Florin Morar spune că până în 14 septembrie, când conform scenariului verde copiii sunt așteptați să revină în bănci, toate condițiile de siguranță sanitară vor fi îndeplinite. Colegiul se pregătește și pentru scenariul galben, ce presupune că o parte dintre elevi vor face cursuri online. Vrem să credem că suntem pregătiți, având în vedere că în ultima lună am făcut achiziții de bănci modulare, am achiziționat 200 de bănci modulare, 300 de scaune. Am reușit să achiziționăm laptopuri, 12 bucăți, astfel încât în fiecare sală de clasă să existe câte un laptop. Am achiziționat 80 de camere web, tot așa pentru a fi pregătiți pentru al doilea scenariu, scenariul galben în care se cere învățământ online. Și vrem să credem că suntem pregătiți, astfel încât în 14 septembrie să începem anul școlar în cele mai bune condiții, pe un singur flux, adică toți copiii să vină dimineața la școală, cum a fost în anul școlar precedent. În fiecare din cele 36 de săli de clasă vor exista un laptop conectat la internet, un router și două camere web. De asemenea, în această perioadă, dascălii de la CNS sunt instruiți pentru a preda online. În 14 septembrie, în fiecare sală de clasă va exista un laptop conectat la internet, va exista un router de internet în fiecare clasă, vor exista două camere web. Am vorbit cu providerul nostru de internet să ne mai aloce încă două sau trei IP-uri, astfel încât să nu se blocheze stream-ul când vom transmite din 36 de săli de clasă. Credem că vom fi pregătiți pentru acest scenariu, cu atât mai mult cu cât clasele noastre sunt cu un efectiv de peste 30 de elevi și atunci acel scenariu galben ne obligă să intrăm în învățământ online. Vreau să spun în același timp că împreună cu Casa Corpului Didactic, un număr de 3 profesori de informatică de la CNS și o colegă de la CNSB și Mleu Silvaniei, organizăm un curs de formare în această perioadă pe cele două platforme Google Classroom și Microsoft, astfel încât colegii noștri să fie pregătiți pentru învățământ online în 14 septembrie. Noi la CNS ne-am propus ca în perioada 1-14 septembrie să realizăm o formare cu colegii noștri. Pe Google Classroom este platforma pe care noi am lucrat și în finalul anului școlar trecut și este platforma care dorim să o folosim în continuare și credem că vor fi pregătiți. Unele ore se vor ține în aer liber, mai spune directorul Florin Morar. Împreună cu elevii de la Impact dorim să realizăm câteva spații și în spatele nostru avem un astfel de spațiu, în aer liber, cu bănci, cu scaune, astfel încât anumite ore, dacă timpul o va permite, să se realizeze în acest spațiu. Și aici când mă refer la ore, mă refer la ore de speaking, mă refer la orele de muzică, ore care pot să se desfășoare în acest spațiu. Sigur, avem și grădina colegiului care trebuie valorificată în această perioadă, avem două mari terenuri de sport unde elevii noștri vor încerca să facă sport respectând toate normele de distanțare, chiar dacă acest lucru este destul de greu. Directorul CNS consideră că pentru ca anul școlar 2020-2021 să se deruleze fără probleme, este nevoie de o colaborare strânsă între cadrele didactice, părinți și elevi. Mai mult, el a precizat că prima parte a noului an școlar va fi dedicată recuperării materiei pierdute în anul anterior. Am avut întâlniri cu reprezentanții părinților, întâlniri cu reprezentanții elevilor și îmi place să cred că dacă acest triunghi, trident, părinți, elevi și profesori își vor face treaba și se vor mobiliza, cred că nu vom avea probleme pentru a începe anul școlar în cele mai bune condiții. Discutând cu elevii, pentru că mi se par factorul important în acest proces de învățământ, principala lor temere este cum se recuperează materia pierdută în cele 3 luni în care nu s-a făcut școală. Și eu am dat asigurări că împreună cu colegii mei, în prima perioadă a anului școlar, că va fi o lună, că va fi 2 luni de zile, vom recupera această materie și vom face recapitulare așa cum nu am mai făcut în ceilalți ani, pentru că trebuie să ținem cont, elevii se vor întoarce la școală în 14 septembrie după 6 luni de zile în care unii au făcut mai mult, alții au făcut mai puțin, dar repet, am încredere că elevii vor da dovadă că sunt
elevi la acest prestigios liceu, se vor mobiliza, chiar am discutat cu ei ca în perioada următoare să apară un filmuleț motivațional cu regulile care trebuie să le respectăm toți în incinta școlii. În același timp am încredere în colegii mei că reușim să facem acea recuperare, astfel încât la finalul acestui an școlar să fim pregătiți pentru toate examenele naționale. Pregătirea anului școlar a fost pusă în sarcina directorilor. Practic, ei au toată responsabilitatea, cu o ușoară colaborare cu autoritățile locale. S-a tot vorbit despre descentralizare, multă lume a solicitat acest aspect. Credeți că sunt pregătiți directorii din județ, din România, pentru un astfel de demers, pentru astfel de organizare? Așa este, ne-am tot dorit descentralizare, ei și acum o avem, chiar dacă oarecum forțat. Sigur ar fi ușor să ne plângem, dar nu cred că aceasta este menirea noastră. Menirea noastră este să demonstrăm că merităm aceste funcții și că rolul de manager trebuie să ne-l însușim, astfel încât tot ceea ce înseamnă începutul de an școlar să fie în condiții optime. Repet, eu am încredere în colegii mei, am încredere în părinți, pentru că părinții sunt principalul factor de decizie. Noi nu putem, nu avem abilități ca și cadre didactice să stabilim dacă un elev poate sau nu poate să vină la școală, având în vedere normele care trebuie respectate. Repet, cred că este de datoria noastră că atâta timp cât suntem în această funcție, să ne mobilizăm, să muncim, pentru că este mult mai ușor să te plângi decât să faci ceva. Dar toată vara asta am făcut, am reușit să alocăm bani din diferite surse, să pregătim toate sălile de clase cu acele bănci modulare, să respectăm acea distanțare de un metru, astfel încât riscurile să fie minime. Cu toate că trebuie să fim conștienți că atunci când într-o sală de clasă sunt peste 30 de elevi sau când în curtea școlii sunt 1000 de elevi, este extrem de greu ca ei să rămână distanțați. Sigur că noi am luat o serie de măsuri. Am dublat numărul profesorilor de serviciu. În fiecare pauză un profesor va exista în fiecare corp de clădire și în fiecare curte, în curtea mică și în curtea mare. Am cerut dirigenților să fie mult mai aproape de elevi și am mai avut o discuție cu elevii să facem un mini-comitet al elevilor, astfel încât ei să conștientizeze că este obligatorie această mască și ei să fie, cel puțin elevii mai mari, să fie cei care îi îndrumă pe elevii de clasa nouă sau elevii de gimnaziu, astfel încât în incinta CNS-ului tot personalul administrativ, personal didactic și elevi să poarte masca în întreg intervalul de timp.